De fiecare dată când am curs în această sală, beau un suc de portocale. De fiecare dată când beau ceva, sigur, nu aș dori să ajungeți să căpătați anumite obsesii, de exemplu. Îmi aduc aminte de o lucrare foarte interesantă care clasifică animalele în funcție de modul în care beau. Este o problemă de mecanica fluidă. Haideți să aveți în minte trei animale, sau chiar patru, inclusiv omul. Omul face parte, unii fac parte mai mult, este adevărat. Asta nu e în sens rău, adică e rău pentru animalele respective, din punctul ăsta de vedere. Deci să ne gândim cum bem noi apă. Da? Noi bem apă în acest mod. Sau ce bem. Unde este nivelul suprafeței libere față de gura mea? Mai jos sau mai sus? Mai sus. Deci. Mai jos să bei tu. Fă încercări nenumărate și atunci ajungi la bancul cu milițienii. Bancul cu milițienii este următorul. Un milițian era pe patul morții și îi spune, își cheamă băiat. Băiatule, vreau să spun ceva, descoperirea vieții mele acum, ca să știi și tu. Când iei și bei ceva, niciodată să nu bei de pe partea asta paharului, ci numai de pe partea asta. Că dacă bei de pe partea asta, uite ce se întâmplă. Ăsta știam de la liceu. Da. Deci ăsta este un mod de a avea, să spunem, gravitațional. Dar dacă aș pune un pai și aș bea atunci suprafața liberă, este mai jos decât gura, probabil colegul dumneavoastră care a spus bea numai cu paiu, de unde și bancul cu paiu iubitor, dar asta este o altă problemă pe care o vom discuta și pe aici. Cum poate să bea cineva în acest mod? De ce? Problema 2 de examen. E relativ simplu, da? E problema 2, de examen, asta la intrare, așa, ca să ne facem una. Cum credeți voi că bea apă o girafă? E o problemă. La care ar trebui să vă gândiți. Că dacă stai cu capul așa jos, ea încearcă tu să bei, să vezi ce se întâmplă din punct de vedere al presiunii sanguine. Au fost studii nenumărate și descoperiri remarcabile pentru știință când s-a analizat modul în care bea o girafă. Dar cum credeți voi că bea apă pasărea colibri, de exemplu? Care e o păsărică așa cu un cioc foarte mare. Dă capul pe spate așa. Prin ce metodă? Vedeți când te întrebări sunt în jurul nostru? Și noi trecem pe lângă ele. Cum să înțelegem natura dacă tu nu vrei să înțelegi, de exemplu, cum funcționezi tu? Sunt câteva întrebări la care am putea reflecta. Asta este problema 3 de examen. Cum bea pasărea colibria? Care proprietate este importantă din ceea ce am discutat noi pentru ca ea să poată bea apă? Revenind la definiția fluidului, am văzut că un fluid nu are formă proprie. Un fluid, în general, capătă forma suprafeței solide la care aderă. Da. Și hai să folosim mai multe materiale. Dacă pentru lichide, de exemplu, simple, cum este apa sau uleiul, lucrurile sunt foarte clare, ele sunt fluide. Pentru alte materiale este mai puțin evident că este un fluid. De exemplu, aici am o bilă elastică.
Dacă dumneavoastră îi dați drumul, la ce vă puteți aștepta decât la faptul că ea se deformează, acumulează energie din nou, adică vă disipă mai greu. Acesta este un material solid, elastic. Solid pentru că dacă îl lasă așa, așa va rămâne forever. Acest material de aici este un silicon. Da? Folosit pentru ceea ce vedeți. Observați că dacă iei puțin așa, începe să se audă, deci ceva curge în interior, da? Dar în același timp, având în vedere venișul elastic, el se comportă ca un elastic. Dacă sparge acest lucru, el probabil se va deforma. Deci vedeți că una este o substanță, alta este când iei un ansamblu de corpuri, să spui cum se comportă el. El poate în interior se comportă ca un lichid, în cazul de față, dar în ansamblu este un material, să spunem, viscoelastic. Aceasta este plastelină, în speranța că va juca cu plastelina, nu? Care va fi diferența? Este un material solid, ca și această bilă, materiale solide. Ce se va întâmpla? Am văzut că este elastic. Și asta? Ce proprietate este aceasta? S-a deformat și rămâne deformat. Plastic. Vedeți? Deci un solid îmbină, în general, cele două proprietăți. Acum haideți să vedem o altă plastelină. Aceasta. Și să-i dăm drumul. Le-ați văzut pe astea, să vedem ce se întâmplă cu el. Ciudat. Da. Și hai să o lăsăm pe masă și să așteptăm un timp. Să vedem ce se întâmplă cu ea și într-un final poate discutăm împreună dacă vreunul din aceste obiecte de pe masă este în realitate un fluid sau nu, sau ce tip de fluid ar fi. Haideți să mai dăm drumul la un film. De fapt, așa cum vedeți, este începutul lor. Al doilea film remarcabil, după părerea mea, este A Beautiful Mind. Ce ați remarcat dumneavoastră la acest generic? V-a plăcut genericul, cum a fost făcută grafica? Ce ați remarcat voi în această scurtă introducere până să înceapă filmul? Înseamnă ca să fii ceva interesat,
trebuie să ai spirit de observație, să descoperi frumusețea și challenge-ul în fiecare lucru. Trebuie să fii, de exemplu, bolnav dacă trece o femeie frumoasă pe lângă tine, să nu torci capul și să o remarci. Înseamnă că ai o problemă. Sigur, fiecare cu problemele lui. Dar trebuie să ai un spirit de observație. De ce faci asta? Pentru că ești interesat. Dar poate frumusețea stă și în alte lucruri. În flori, alții se uită după mașini, alții se uită după nori. Eu vreau să vă spun așa, că jumate din graficieni trebuie să aibă cunoștințe de mecanica fluidelor. Ca să nu mai zic de pictor, care lucrează numai cu applied fluid mechanics, când fac un tablou. Ca și muzicieni care lucrează cu acustic, by definition. Bun. Hai să mergem mai departe. Madison won the Carnegie Scholarship. No, he has to have it all for himself. It's the first time the Carnegie Prize has been split, hence it's all bent. He's got his sights set on Wheeler Lab, the new military think tank at MIT. Well, they're only taking the money. Madison's used to being picked first. Oh, he's wasted on that. He should be running for president. Mathematical explanation for how bad your tie is. Ce v-a plăcut? V-a plăcut ceva sau? Care a fost mesajul? Sigur, mesajele sunt multiple. Și aici vine odată o întrebare pusă unui filozof român. Filozoful român era Constantin Noica. Și el a fost întrebat de unul, care era, sigur, nu discutăm că era sărac sau asta, nu asta e important. Dumnezeu, la ce-ți folosește ție că știi atâtea lucruri? Că ai cultură, că știi limbi străine, la ce-ți folosește? Are, stai într-o garsonieră de 2x2, n-ai niciun ban, n-ai mașină, n-ai nimic. La ce-ți folosește ție asta? Și răspunsul lui a fost clar. Cu cât știu mai multe, cu atâta viața mea este mai plină. Pentru că înțeleg mai multe lucruri. Vedeți? Adică ce vrei tu? Să ai un 4x4 cu blondă și ceafa groasă, tu fiind tu un scurt eventual, și cu tata membru al guvernului, să zicem, accidental. Sau să fii un profesionist adevărat în meseria aleasă de tine. Întrebarea e dură. Dar să nu credeți că în a doua variantă tu excluzi
să fii fericit, să ai o familie, să enjoy life și să fii mulțumit. Pentru că nu totul se rezumă la partea materială. Deci partea spirituală joacă un rol fundamental. Și cu cât ajungi pe această cale la o spiritualitate mai înaltă, cu atât satisfacția ta costă mai puțin. Pentru că știi unde să te uiți. Haideți să vă prezint câteva lucruri la început, ca să vă prezint cheile filmelor. Voi, cred că ați înțeles că trebuie să vedeți toate acestea. Să nu începem să spuneți că tu nu l-ai găsit. Nu cred așa ceva. Atunci înseamnă că, într-adevăr, e o problemă. Nu te descurci bine. Dacă n-ai găsit, n-ai găsit, ți-l dau. Bun. Vedeți? Din aceste imagini, mai ales ultima, îți spune că, practic, orice fenomen cu care tu ai de-a face, are o reprezentare matematică. Și mai mult, ca să reușești să realizezi acest lucru, trebuie să ai un interes, adică trebuie să conectezi lucrurile, să te intereseze, să le vezi. Să știți că nu de la început dumneavoastră veți înțelege o bucată de muzică clasică. Sau veți înțelege frumusețea unui tablou. Cineva, la un moment dat, trebuie să-ți explice cum să te uiți la acel tablou. Sau cum să asculți acest tablou. Acesta ar fi, cumva, rolul dascălului adevărat. Iar ceea ce vedeți în ultima imagine, în ultimile imagini, sunt, de fapt, o continuitate a primei imagini. Hai să mai auzim o dată. Mathematicians broke the Japanese codes and built the A-bomb. Mathematicians, like you. The stated goal of the Soviets is global communism. In medicine or economics, in technology or space, battle lines are being drawn. To triumph, we need results. Publishable, applicable results. Now, who among you will be the next Morris? The next Einstein. Who among you will be the vanguard of democracy, freedom, and discovery? Today, we bequeath America's future into your able hands. Eu ar trebui să spun, care dintre voi va face următoarea centrală nucleară din România? Care dintre voi va aduce o nouă idee de turbină? Nu să te pun să copiezi de pe tablă ceea ce spun eu. Unde se întâmplă acest lucru? La Princeton. Ce legătură are Princeton cu Feynman? Feynman și-a făcut doctoratul la Princeton. După care el și-a făcut licența la MIT și Nash a obținut o poziție la MIT. De ce este bine să știți aceste mari universități? Pentru că trebuie să știți reperul. Trebuie să știți aspirația. Ce a spus acest profesor? Voi sunteți matematicieni. Dar ca să realizați ceva pentru societate, adică matematica nu este ceva abstract. Matematica trebuie să se concretizeze în bunăstarea societății. Ăsta este sensul nostru. Este o pledoarie pentru applied mathematics. Trebuie să știți matematică. Fără matematică nu însemnați nimic în inginerie. Mai aud câteodată studenți, domnule, să facem prea multă matematică, vrem ciocane, adică ciocane, aplicați. Păi ciocanul ia tată, cuie, bate cuie, dar eu îți bag mâna în foc că dacă știi matematica, îi bate mai bine cuie. Matematica este o stare naturală a inginerului
prin care încearcă să înțeleagă și să modeleze și să creeze. Fenomen. Iar mesajul acesta, vedeți, este un anumit mesaj. Ei sunt sigur într-un loc, așa cum dumneavoastră sunteți acum aici. Dumneavoastră sunteți la nivelul nostru la cea mai bună școală politehnică din România. Mai bună de atâtea nu se poate. Asta e situația. În primul rând, tu trebuie să știi acest lucru, să ai această conștiință. Bă, sunt bun, adică de ce am venit aici? Să mă duc pe malul Dâmboviței, să mă îmbăt? Tu te dată la Găiești. E cineva din Găiești aici? Eu în fiecare an schimb localitatea. O dată unii toți au râs, erau unul de acolo. E, nu s-a nimerit nimeni din Găiești. Ca să nu zic alte localități și celebre din apropierea Bucureștiului. Da? Deci asta este. Vedeți? Prin modul ăsta de adresare a profesorului, a creat, dom'le, băi, tu trebuie să... ăsta e nivelul tău. Maxim. Deci spre ăsta trebuie să tindem. Nu să fim dovediți de mediocritate. Iar ceea ce ați văzut dumneavoastră, după această imagine, este exact aplicația unei minți capabile să facă conexiuni și să vadă în fenomenele naturale ecuații. Dar mai spune ceva așa, printre rânduri. Ia. Bun, el spune aici de un Carnegie Fellowship. În țările respective, cei care sunt foarte buni beneficiază de niște stipendiu, adică de fellowship, adică de burse speciale. Adică oamenii ăștia nu pot, trebuie să fie apreciați de societate. Dacă societatea nu apreciază calitatea, atunci ea este nulă. O să discutăm noi cine a fost Carnegie sau despre Universitatea Carnegie Mellon, de unde a venit Nash. Dar acum mai este un lucru interesant. Hai să-l urmărim. It's the first time the Carnegie Prize has been split and bent. He's got his sights set on Wheeler Lab, the new military think tank at MIT. Well, they're only taking one this year. Since he used to be in big first. Wasted. He should be running for president. That'd be a mathematical explanation for how bad your tie is. Thank you. Nielsen, symbol cryptography. Niels here broke a JAP code, helped rid the world of fascism. At least that's what he tells the girls, eh? Name's Bender, atomic physics, and you are? My name? Yes. Oh, good. Hi. Saul, Richard Saul. Ah, the burden of genius. There he is. So many supplicants in so little time. Mr. Saul? How are you, sir? Bender. Congratulations, Mr. Hanson. Thank you. Yeah, I'll take another. Excuse me? That was a pardon, I simply assumed you were the waiter. Play nice, Hanson. Nice is not Hanson's strong suit. An honest mistake. Well, Martin Hanson. It is Martin, isn't it? Well, yes, John, it is. I imagine you're getting quite used to a miscalculation. I've read your preprints. Both of them. One on Nancy Cyphers and the other one on the nonlinear equation. And I am supremely confident that there is not a single seminal or innovative idea in either one of them. Enjoy your lunch. John Nash, the mysterious West Virginia genius. Ok. Deci nu aparența este importantă, ci esența. Cam asta, ăsta este mesajul. Du-te la esență
Și nu contează de unde vii, că vii din Virginia, din Mizil sau din Teleorman. Contează calitatea pe care o ai. În primul rând umană și apoi, sigur, educațional. Deci toate aceste filme pe care dumneavoastră, într-un fel sau altul, va trebui să le vedeți pentru cursul meu, sunt pline de astfel de cheițe care, în ideea mea, vă vor crea un univers în care veți putea asambla cunoștințele pe care le primiți. Ați mai observat că până acum suntem în spațiul acesta al Statelor Unite și până mai curge materialul respectiv, haideți să mergem ca să vedeți că oamenii de știință nu sunt chiar așa habotnici în privința distracțiilor și să vedem împreună începutul de la acest film, bănuiesc că l-ați văzut mai mult. Și să vedem, de fapt, ce este în spatele acestui titlu, The Theory of Everything. Dumneavoastră știți că pentru a modela natura, noi avem nevoie de ecuații. Vom toca acest subiect ore întregi. De ce avem nevoie de ecuații? Și ce reprezintă, de fapt, o ecuație? Întrebarea fundamentală este de câte ecuații ai nevoie? De câte femei are nevoie un bărbat să fie fericit? Nu vă uitați la semnul ăla, că nu e de... Bun. Haideți să vedem acum începutul acestui film și care este mesajul acestui început. Deci ne-am mutat din Princeton, MIT, deci de pe coasta de est a Statelor Unite, în Marea Britanie. Ce-ați observat aici? Vedeți? Este același sistem. Adică tu ai o imagine dintr-un spațiu diferit. Era căruțul care se rotea pe un cobor care avea un cerc, iar apoi imaginea s-a translatat în roțile bicicletei. Ce vă spune dumneavoastră acest lucru? Că fenomene disparate din natură la un moment dat capătă aceeași formă. Ele, practic, reprezintă același lucru. O esență. Dacă vă uitați de sus la ciclonul Irma sau ce nenorociri au mai fost, veți vedea aceeași structură. Dacă te uiți la melcul de la mare, vei vedea aceeași structură. Dacă faci prăjitură și rotești în cremă, vei vedea aceeași structură. Deci dacă știm să privim esența, lucrurile devin simple. Scientists. Oh. 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 Oh.
to find the bomb options. Când au intrat ei la petrecere, despre ce vorbeau? Știți care e problema? Asta am aflat și eu mai târziu la bătrânețe, cum trebuie să te uiți la un film sau la ceva. Ia să vedem despre ce vorbeau ei când au intrat la petrecere. Sau nu? De ce? Că l-ai văzut tu. Vă recomand ca toți să le vedeți. Se poate foarte ușor. O să vă explic eu. Puțină matematică! Numai că-i trucat, că nu pot merge așa. Înseamnă că te duci la medici. E o problemă. Adică să nu credeți că oamenii de știință, ați văzut pe urmă ce ați zis, păduca aia? Păduca aia, sigur, cu minte mai... Așa, ia să nu uităm. Să nu mai fi. Ce ați zis? Cred că ați văzut pe urmă. Dintr-un întreg. Unii o știu, unii se simt bine în știință, alții nu.
Însă să nu aveți impresia, bă, ăsta-i tocilarul clasic, să-l dracu, hai să bem, că nu știe să se distreze. De exemplu, eu bag mâna în foc, că voi nu știți să beți coniac. O să vă demonstrez eu cum se bea coniac. La o oră de curs, dacă nu, cred că vă uitați voi pe al treilea sau al patrulea curs al meu de pe YouTube, cum se bea coniac. Bun, deci vedeți, îți trebuie o ecuație din ea generează, pentru că natura este unică și atunci se face ipoteza că există o singură ecuație. Dar din păcate nu știu. Și atunci noi trebuie să reprezentăm mișcările, pentru că suntem la mecanică, a fluidelor, cele care curg, care n-au formă proprie și așa mai departe, care au proprietăți de material, cum ar fi densitatea, viscozitatea, tensiunea superficială, poate și altele vom vedea noi. Folosim mai multe modele, mai multe ecuații, dar într-un final, eu cred că împreună le vom putea înțelege. Pentru aceasta, orice fenomen, ca să poată să fie studiat, el trebuie să fie plasat într-un sistem de coordonate. Câte coordonate spațiale avem noi în acest univers în care trăim și în care ne mișcăm cu vitezele cu care ne mișcăm? Câte coordonate avem? Spațiale. 3. Bun. Acum eu vă pun o întrebare și îmi spuneți. Presupunând că aceste trei coordonate spațiale sunt raportate la un sistem cartezian cu care dumneavoastră sunteți în principiu obișnuiți. Dumneavoastră ați notat acest sistem de coordonate X, Y, Z, iar aici un punct față de origine are raza R, să zicem că acesta este punctul M, sau ați notat acest sistem de coordonate cu X1, X2 și X3, iar acest R cu X bară însemnând vector. Care notație ați folosit-o dumneavoastră? Ați folosit a doua notație până acum? O veți folosi de acum încolo la cursul meu. Da. Și o să vă dau data viitoare justificarea de ce eu folosesc acest sistem de coordonate. Da? Deci eu cumva trebuie să am acest sistem de coordonate și să văd cum se deplasează corpul meu care este un fluid. Cum fac eu această abstracție? Bineînțeles, el se deplasează în timp. Eu știu că mai am o coordonată care se cheamă o coordonată temporală, da? Timpul, care în spațiul nostru, la vitezele noastre, nu interacționează cu coordonatele spațiale. Deci coordonatele spațiale sunt cele spațiale, coordonata temporală este coordonata temporală. Nu intră în cooperare, să spunem așa. Dacă te duci la dinamica relativistă, acolo lucrurile se modifică, pentru că lucrăm în patru dimensiuni, aceste patru puse la oaltă, sau poate în N dimensiuni, în alte cazuri. Deci eu dacă am o proprietate de material, sau o proprietate cinetică, cum ar fi viteza, sau o proprietate dinamică, cum ar fi forța, înseamnă că aceste proprietăți, care, din punct de vedere matematic, sunt reprezentate prin funcții, fie această funcție generică numită de noi fi, aceste funcții trebuie să depindă de poziția lor spațială și de poziția lor în timp. Adică această funcție trebuie să fie dependentă de x cu cele trei direcții, x1, x2, x3, sau x, y, z, și de timpul t. Deci dumneavoastră în toată matematica sau în toată fizica pe care o folosiți, aveți aceste funcții, care sunt abstracția din
realitate. Dar cum fac eu fluidul meu aici? Cum îl reprezint eu ca să pot să vă pun eu pe tablă fluidul, să vă arăt funcțiile astea și pe urmă cum aceste funcții sunt legate între ele în ecuații datorită principiilor care ne guvernează nouă viață? Hai să facem următoarea experiență mentală, dar pe care o și vedeți. Aici avem un fluid, într-o anumită formă, sigur. În interiorul acestei bunci am același fluid, dar el este colorat. Vă închipuiți că această fungă ar avea o grosime practic zero din același material. Se pune în fluid. Da? Și începe fluidul să se miște. Un proces, să spunem, aleator. Depinde cine îl pune în mișcare și cum se mișcă. Ce vedeți voi la punga respectivă? Punga respectivă se va mișca, în timp se va deforma, evident. Deci fluidul din interiorul ei va avea o mișcare. Deci acesta este un domeniu de fluid. De exemplu, cum pot eu să studiez mișcarea aceasta ca să mi-o reprezint eu? Păi uitați cum. Fiecare dintre voi poate, este singura dată când vă lasă folosiți mobilele, de exemplu, veți putea face, pui, dai drumul la imagine, o să vedeți poate și pe YouTube, și filmați. Și atunci tu vezi pe axa timpului tău aici diverse poziții și forme spațiale ale domeniului tău de fluid. Deci eu, ca să studiez, nu pot de fiecare dată să scriu de fiecare dată ecuațiile că ăsta se află într-un vas cilindric, că se află într-un vas sferic, că se află într-un vas pătrat, sau se află în râu, sau se află în cratița în care fac ciorbi. Și atunci îmi aleg acest domeniu, vedeți, îl extrag din domeniul mare de fluid și mă duc cu el și îl pun aici. Vedeți? Adică acesta va fi domeniul meu de fluid pe care îl voi analiza. Înțelegeți? Este fundamental să înțelegeți această abstracție de unde vine ceea ce voi desena în continuu pe tablă la începutul fiecărei ori. Este acest lucru. Care se află înconjurat de fluid, plin de fluid, care în timpul procesului se va deplasa, se va deforma, dar nu se va sparge. Momentan. Da? Se spunea cu polimerul, dar nu permit că încă suntem la primul, poate că la 3-4 curs, ne mai dezvoltăm și limbajul. Era un ban cu polimerul ei. Întrebați-vă, părinți, toată lumea știa. Da? Și atunci, în interior, eu ce am? Vedeți? În interior, acest domeniu este un domeniu material, notat cu B, care vine de la bază. Domeniu material. Adică el e plin cu material. Acest material este considerat un mediu continuu. Și în ora viitoare vom vedea noi de unde vine acest concept abstract de mediu continuu plecând de la structurile moleculare. Da? El este material, B. Acest domeniu material B este plin de particule materiale X. Deci X mare e o particulă materială care aparține domeniului material B. Dar în timpul mișcării, la un timp fix T, acest X mare va fi localizat într-o poziție spațială X mic, care aparține spațiului. Deci X mic aparține spațiului tridimensional euclidian E. Deci în fiecare timp, vedeți, particulele materiale aparținând corpului meu B fluid vor ocupa o altă poziție spațială, nu? La celălalt timp, de exemplu,
Eu sunt aici, X-ul mare este aici, și atunci voi avea un X la T plus delta T. Vedeți? Deci domeniul notat cu D se va deplasa în timp. Întreg domeniul. D fiind cine? Fiind spațiu ocupat de corpul B. Deci aceste reprezentări de fundament ne vor permite nouă posibilitatea de a studia în general și de a modela în general curgerea fluidului. Deocamdată vă las cu această informație, dar voi reveni în cursul următor. Deocamdată eu m-am lăsat-o și vă pun o singură întrebare, așa, poate vă gândiți, poate nu. Ce legătură, ce relație ar fi între X mic, poziția, la timpul T, și X mare, particula materială, care ocupă poziția X? Există vreo relație? Sau nu? Unde X mic aparține lui E, adică X mic aparține domeniului D, iar X mare aparține corpului B. Este o primă problemă. Pentru că toate aceste lucruri, încet, încet, vă vor duce dumneavoastră către cunoaștere. Pentru că în final, nu la finalul educației voastre, se merge din abstracție în abstracție, din ecuație în ecuație, din model în model, până când capeți, să spunem, o înțelegere totală a sistemului. Aceștia sunt primii pași. Vor urma, bineînțeles, și alții. Relativ la cunoașterea sistemului, haideți să ne uităm acum la începutul acestui film. Pe care mulți l-ați văzut. Să vedem ce ne transmite el. La început. Acestea sunt linii de curent. Veți vedea dumneavoastră ce înseamnă și urte. Because I know things that you do not know. Can I get deci cine este în controlul adevărat al situației? Cel care este anchetat sau anchetatorul? Cel care este Curry. Numele lui. Pentru că el avea conștiința că știe lucruri
pe când cel care avea la un moment dat o anumită poziție dominantă, nu le știa. Deci tăria într-o relație umană nu stă în poziția vremelnică din punct de vedere, să spunem, administrativ vis-a-vis de tine, ci stă în știința ta. Acolo este diferența și puterea. Eu acum sunt profesor, tu ești elevă, nu? Dacă tu ești mai deșteaptă ca mine, atunci tu ai puterea reală, nu eu, care teoretic, din punct de vedere administrativ, te domin. Nu înseamnă să nu credeți că profesorii sunt by default mai inteligenți decât voi. Nu! Inteligența voastră, am toată siguranța și toată speranța că cel puțin 10% de aici trebuie să mă bată pe mine la inteligență. Faptul că eu la un moment dat în relația dintre noi am mai multe cunoștințe, asta e o treabă vremelnică. Datoria mea, datoria oricărui profesor real, este să facă studenți mai buni decât el. Dacă nu, este un eșuat. Acesta, sigur, el aici are vorba de orgolii, dar mai discutăm noi acest film, pentru că într-un final, în orice relație, nu, dintre student și profesor, se stabilește un fel de chimie. Ce vreau eu de la voi, ce vreți voi de la mine, care sunt așteptările voastre, care sunt așteptările mele, deci măcar trebuie să fie un fel de gentleman agreement, cum ne comportăm unii față de alții. Și eu sper că acest lucru nu o face. Și acest tip de relație este fundamental pentru orice proces de învățământ. Și ca să încheiem astăzi, hai să ne uităm puțin la ce. Dacă voi nu vreți învățământ de calitate și vreți niște diplome, pentru că, din păcate, așa observați că puteți penetra în societate și vedeți aceste exemple, atunci nu puteți avea pretenție să beneficiați de învățământ de calitate. Acesta
acesta este mesajul. Nu ne vedem peste o săptămână la curs. Vă doresc weekend.